Nemulțumirile oamenilor sunt legate de faptul că le-au expirat detașerile făcute de Minprest, iar în momentul în care au revenit la societate, posturile lor nu mai erau disponibile. 350, numai noi suntem care am rămas pe și ca necalificați la Minprest, ne dau. Asta e. Asta e problema, care suntem neîndreptățiți cu ce avem scris direct aici, uitați. Cu greva, foamei vom face de acum încolo și vom fi în continuu până când vom ajunge și la București, inclusiv ne asociem și noi cu sindicaliștii de acolo, cu greviștii la București. Nimeni nu ne acordă nicio atenție și ei urmăresc să ascundă ceea ce au făcut. Și noi cerem, să ne facă, să se facă dreptate. Cum s-a făcut angajări pentru persoane care au fost detașate tot ca noi, și cu ordonanță luată cu plăți compensatorii de la mine, s-au reangajat la mine. Și noi asta cerem, să fim și noi angajați cu dreptul nostru. Noi am fost externalizați fără acceptul nostru și acum ajunsărăm în situația de a rămâne fără servici. În schimbul fostelor locuri de muncă, oamenilor le-au fost oferite altele, dar salariații spun că acestea sunt pentru muncitori necalificați, iar salariul pe care ar urma să îl primească este unul mult mai mic în comparație cu pregătirea profesională și cu anii de vechime. Ce credeți că va fi ecoul acțiunii dumneavoastră, dat fiind faptul că, iată, nu sunteți decât o mână de oameni? Păi noi am mai rămas din toți care au fost. Pe noi care n-am avut relații, ne-a dat înapoi. Alanți care a avut relații, i-a lăsat la mine. Spuneați că ați rămas fără un loc de muncă. Noastră aveți un loc de muncă, l-am impres dacă vă veți reveni, nu? Deci locul nostru de muncă nu mai este, pentru că ni s-a oferit locul de muncă necalificată, să punem puieți. Dacă eu am 20 de ani în pompieristică, am ajuns să pun puieți acolo la vârsta de 40 ceva de ani. După câteva minute de stat în fața prefecturii, oamenii au fost primiți de prefectul județului Gorj, Claudiu Teodorescu.